Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la emisiunea Rădăcini de această dată, emisiune cu care v-ați obișnuit ca realizator colega mea Aura Stoinescu. De data aceasta, astăzi, vorbind despre istorie, avem ca invitat pe domnul profesor Albinel Firescu, șef de secție în cadrul Muzeului Județean, căruia îi spunem bun venit la ENSA TV la această emisiune. Bine ne-am regăsit după o perioadă mai îndelungată. Noi trebuie să spunem, chiar vorbeam înainte de această emisiune, că destul de greu am reușit să-l aducem pe domnul Albinel Firescu, poate și din cauza că are un program destul de încărcat, dar acum că am reușit și o facem chiar și cu prilejul unor evenimente foarte importante din istoria națională, dar și a Gorjului. Și anume, vorbim de 195 de ani de la Revoluția Tudor Vladimirescu, revoluție începută în Gorj, chiar în urmă cu 195 de ani. De asemenea, vorbim de 157 de ani de la Unirea Principatelor, în care au fost evenimente importante și în zona noastră. Dar o să încep discuția, chiar dacă ne-am propus să începem cu Tudor Vladimirescu, mai ales că e eroul Gorjului, poate cel mai important personaj istoric de pe aceste meleaguri, cu o întrebare de ziarist de data aceasta și nu vreau neapărat părerea istoricului, deși e foarte important. Ce caută de vreo 25 de ani încoace toate oficialitățile României, ce caută la Iași? Ce sărbătoresc pe 24 ianuarie la Iași? Evident, Iașul este întâia capitală. Atenție, și am subliniat 24 ianuarie. Ce caută la Iași de 24 ianuarie? Acum mărturisesc că n-am pregătit momentul, de chiar a fost o surpriză pentru invitatul meu. Da. Vedeți, asta am putea o corela de ce este la Iași prima universitate. Pentru că atunci Să vă răspund cu o întrebare. De ce este prima universitate? În 1860, da. Da, în 1860 și urmează Bucureștiul. Pentru că, până la urmă, Iașul a fost și a constituit și din punct de vedere istoric și mai târziu și ca școală istorică, nu suntem istorici și știm foarte bine, școala de istorică de la Iași reprezintă un punct foarte important, un punct de coagulare a naționalismului, dacă vreți așa. Da, de acolo vin istorici foarte importanți. Ori asta și are cumva rădăcinile în tot ce se întâmplă din punct de vedere istoric în secolul XIX și chiar mai devreme, inclusiv episodul Unirii de la 1859. Pentru că Iașul până la urmă cedează întâietatea în favoarea Bucureștiului și partida boierească din Moldova are nemulțumirile sale și dezamăgirile sale legate de acest lucru și nu primește până la urmă nici compensații. Sau dacă le primește, vin foarte târziu. În plus, Iașul înseamnă ceva și este până la urmă considerat din punct de vedere istoric o capitală a renașterii naționale, pentru că frontul în 1917 se restrânge și Iașul este pentru 2 ani practic capitala României. Iată, sunt lucruri, n-aș putea să spun din punct de vedere geopolitic ce caută acum la Iași. Nu. Și nu vreau să fac speculații de felul. Nu, ideea era tip. Că 24 ianuarie 1851 evenimentele importante s-au petrecut la București. Alegerea lui Cuza, care se făcuse pe 5 ianuarie 1859 în Moldova, este confirmată și la București în 24 ianuarie. Deci logic ar fi eventual să mergem pe 5 ianuarie la Iași și pe 24 ianuarie în București. Am căutat, apropo de curiozitatea ziaristului, și momentul, deci înainte de 1989, nu vorbeai de 24 ianuarie, deși se sărbătoreau evenimentele, nu vorbeai de Iași, vorbeai de București. După 90, timpul președintelui Iliescu
devine practic o capitală pentru 24 ianuarie Iașu, ceea ce mă face să mă întreb dacă nu cumva are legătură și cu ce se întâmpla atunci piața universității și apoi evenimentele de după, în anii următori, când conducerea de atunci nu prea se simțea confortabil în zona Bucureștiului, dar se simțea extrem de confortabil în zona Moldovei, care era fief electoral. E bine, cu siguranță este, cu siguranță este o capitală culturală. Cu siguranță, cu siguranță este o capitală culturală, Iașul. Din alt punct de vedere, ziceam că nu facem speculații, poate și din dorința foarte mult, poate exaltată, de a avea în aceste vremuri o unire de limbă. Și anul, anul acesta a fost o simbolistică foarte importantă, mai ales în contextul evenimentelor din Moldova. Anul acesta merita să fie la Iași în această perioadă și cred că au înțeles măcar primii doi oameni din stat, sau nu neapărat primii doi, dar că au fost primul, al treilea și al patrulea, că premierul e al patrulea, președintele Camerei al treilea și președintele, de fapt, președintele României, Klaus Iohannis, au fost la Iași în această perioadă. De fapt, de ce am început de aici? Să atragem puțin atenția telespectatorilor, că iată, marile evenimente își consumă episoade, semnificații, chiar și în prezent, nu le-am abandonat. Însă, ne întoarcem acum în istorie, pentru că secolul XIX pentru România, pentru țările române, a fost extrem de important. Pe când eram, cu siguranță, generațiile noastre erau elevi, începeau Tudor Vladimirescu, despre Tudor Vladimirescu, creator de epocă modernă, de aici începea, practic, istoria adevărată pentru țările române și toate marile realizări de după aceea, de la Revoluția la 48, unirea Principatelor și independența și constituirea României Unite în 1918. Din nefericire, Revoluția de la 1821 a căzut cumva într-un plan 2, ca să nu zic așa. Unii chiar o numesc doar răscoală, ne-am întors la ce se numea prin secolul XIX, se spunea despre ea că a fost o răscoală. Iar personajul Tudor Vladimirescu, foarte prezent în anii 60-70, în istoriografia românească, simbolistică, filme, a trecut cumva așa, nici în manuale este extrem de puțin prezent evenimentul. Cum vedeți aceste lucruri din perspectiva istoricului de la Târgu Jiu, de la Gorj, mai ales locul de unde a plecat Tudor Vladimirescu? În primul rând, discuția între istorici referitor la perioada modernă a României și debutul cu Tudor Vladimirescu, în scrierea în context european, scrie în modernitate România, nu știu dacă, poate este totuși un pic forțat momentul Tudor Vladimirescu, poate nu sunt adept, vreau să precizez de la bun început, că nu sunt un adept al demitizării istoriei. Orice neam, orice țară are valori reale, clădite, evident, și pe un astfel de sistem, după cum am mai discutat, dar cu toate astea, cred că debutul de istorie modernă a României este discutabil la momentul Tudor Vladimirescu. Este la fel de discutabil ca dacă este revoluție sau este răscoală. Potrivit tezei marxiste, răscoala este făcută de revoluția este un atribut al burgheziei, pentru că burghezia are ce să apere, are o conștiință și așa mai departe. Ori țărănimea, sau dacă mai este și țărănimea servită, aceasta se numește răscoală. Acum, expresia marxistă pentru definirea evenimentelor de la 1821 a fost revoluție țărănească. Da. Care este o contradicție în termeni. Da, este o contradicție în termeni. Din punct de vedere al înscrierii în modernitatea legislației românești, asta se petrece abia după tratatul de la Adrianopol, care creează niște prevederi generale și o stare de stabilitate principatelor române pentru o pătrundere a comerțului sau o facilitare a relațiilor comerciale, mai ales în sistem agrar, prin pătrunderea
Angliei la gurile Dunării. Și evident prin ocupația rusească de după din perioada regulamentară, prima Constituție, dar care a, și-a propus până la urmă să ordoneze lucrurile din principatele române pentru o viitoare aservire, evident. Spuneam că sunt diverse lucruri care se discută pe seama Revoluției de la 1821, de la termen și până efectiv la evenimentele în sine. Poate am avea o explicație cu mici excepții și, astea, și acestea făcute la nivelul școlilor. Practic, momentul de 195 de ani, de fapt, începutul Revoluției, n-a prea fost marcat de instituțiile gorjene. Cum s-a marcat unirea principatelor. Păi nu, aici împreună da. Cu muzeul și cu celălalt o să vorbim și despre asta, dar altceva aș vrea să spun. S-au obișnuit, adică avem noi sărbătorim tot aiurea, nu întâmplător am dat exemplu chestia, mergem pe 24 ianuarie la Iași când ar trebui să stăm la București, mergem în iunie sau în mai la Padeș, când de fapt ar trebui să fim în ianuarie la Padeș, pentru că atunci e momentul semnificativ. Sau mai degrabă la Tismana, da. Sau mai degrabă la Tismana. Cum pentru că istoriografia reține ca cererile norodului românesc de la Padeș, dar de fapt la Tismana a fost redactată. Proclamația de la Padeș, da. Proclamația de la Tismana. Da. Faza, deci aici e tot problema, sunt anumite chestii care nu se leagă. Deci probabil că vor sărbători și autoritățile toate, știți cum se adună, nu? Dar vor sărbători pe câmpia Soarelui la Padeș, de fapt 195 de ani de la sfârșitul Revoluției și nu de la începutul ei. Bine, avem noi o problemă cu Ziua Națională, că am mutat-o și de la 1 decembrie, că e prea frig, așa, probabil așa. Că și 24 ianuarie se încadrează tot acolo, dar... ca idee, apropo de... cred că ar trebui, mai ales că eroul gorjean, ar trebui făcut mai mult pentru memoria lui Vladimirescu. Personal, m-aș fi așteptat mai mult de la altă instituție. Și acum nu vorbesc de instituții de cultură, care în general fac pe măsura posibilităților, ci m-aș fi așteptat mai mult de la colegiul care poartă numele acestei uriașe personalități, pentru că practic n-am auzit la acest moment. Poate s-au făcut, dar nu, oricum ele n-au fost mediatizate la cât ar trebui să fie. Poate se vor face în această perioadă, deși tare mi-e frică că perioada mai-iunie anul acesta va fi perturbată cumva de campanie electorală și automat semnificația evenimentelor va dispare în planul, vor intra în plan politic. Dar vorbeam despre o colaborare care a fost și o să rog și colegii din regie să ne dea câteva imagini. Un proiect educativ județean organizat de Inspectoratul Școlar, Școala Gimnazială Antonie Mogoș Ceaurul, Muzeul Județean, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, s-a desfășurat, cum spuneam, la Școala Gimnazială Antonie Mogoș Ceaurul. Avem deja câteva imagini cu cei prezenți, circa 80 de elevi și cadre didactice au participat la acest proiect. Iată și invitații de la Albinel Lăfirescu, Muzeul Județean, la Marcela Mrăjeru, director Colegiul Tehnic Hericoandă, Cristina Vasiloiu, directorul Serviciului Județean Gorj al Arhivelor, Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru. Această activitate la care au participat, cum spuneam, foarte mulți elevi, multe cadre didactice, a avut rolul să reamintească, să stabilească, am putea spune, rolul pe care l-a jucat Tudor Vladimirescu în istorie și nu întâmplător la Bălești. Mulți și sunt amintite, am identificat până acum 5 persoane care s-au regăsit când Tudor a trecut în zona aceasta mergând spre Padeș. 5 din mai multe sate, din Cornești, din Bălești, s-au regăsit în armata lui, care vor participa la evenimente. Nu ni se mai amintește decât că au fost luați în oastea lui Tudor. Nu mai știm ce s-a întâmplat cu oamenii respectivi, dar cu siguranță ei s-au regăsit în,
evenimentele epocii, poate că au mers până la, iată, chiar în momentul când spuneați câte ceva despre tradițiile legate de, sau nu neapărat de tradiții, despre istoria acestui personaj important. Da, și făceam o paralelă atunci și mărturisesc că n-am făcut-o și în fața elevilor, dar mi-a venit așa, pentru poate e o anumită asemănare între Albinel Firescu și Tudor Vladimirescu, dar doar la nivelul, păstrând proporțiile, la nivelul originilor. Practic, Tudor Vladimirescu se confundă cu două județe, Mehedinț și Gorj. Cam același lucru putem spune și despre invitatul din această seară. Mulțumesc pentru apreciere, dacă, dar nu este cazul. Tudor Vladimirescu, istoria e foarte interesantă. Vedeți, plecat din Vladimirii Gorjului, Vladimirii Gorjul, din punct de vedere etnografic, dacă este să luăm, să studiem, să analizăm, este o confluență a trei județe chiar, așa, dar trecând și desăvârșindu-și formația de, inclusiv de intelectual, că trebuie să discutăm lucrul ăsta, adică mergi la Viena și susții procesul familiei Glogoveanu într-o germană, lăsând la o parte scrierea vremii în chirilică și așa mai departe, adică sunt lucruri care se desăvârșesc și îl desăvârșesc ca personalitate. Asta nu înseamnă că este doar atributul a două județe, dar din, evident, din pragmatismul său ca militar, trebuia să facă parte și Mehedințul ca o punte de trecere către zona Dunării de Sud și românii de acolo și sârbii de acolo, pentru că, după cum am discutat și atunci la Băleș, conjunctura internațională este una specială, ea la un moment dat găsește raportări în prezent, dacă se poate spune, și evident Tudor Vladimirescu a susținut răscoala și revoluția sârbă a lui Caragheorghe de la sudul Dunării cu bani și cu oameni, dar mare parte din oamenii care au participat la revoluția din sârbă au fost din zona Bâcleșului, din zona Mehedinților. Deci era firesc ca într-un proiect militar să stabilească mănăstirile ca centre fortificate și din aceasta nu puteau lipsi mănăstirile Tismana, Strehaia, Gura Motrului. Deci sigur că face parte dintr-o traversare geografică, practic pe urmând linia Motrului, linia descrisă geografic și care favorizează cumva întreaga desfășurare a armatei, întreaga desfășurare a oștilor. Deci, lucrurile astea trebuie privite nu din punct de vedere nostalgic sau pur și simplu geografic, cultural, ci din punct de vedere strategic. Tudor Vladimirescu așa le-a văzut, presupun, la vremea respectivă și cu siguranță, dacă ar fi fost probabil o confruntare în Oltenia, ar fi existat o perioadă de rezistență și cred că și sângeroasă, la fel cum a fost și în cazul Revoluției Sârbe. Din nefericire n-a apucat să beneficieze de aceste fortificații, pentru că recursul la Oltenia, în momentul când pleacă din București în luna mai, el nu ajunge în Gorj. Pe parcurs știm ce s-a întâmplat, acea trădare, acea execuție sau asasinat până la urmă, că asta a fost, a făcut ca oastea de panduri să se destrame, a dat acea luptă de la Horezu, dar erau mai puțini decât armata lui Tudor, deci doar cei mai credincioși sau cei mai curajoși care mai rămăseseră. Dar apropo de acești 195 de ani trecuți de la Revoluția lui Tudor, deci, și de ce merg eu pe varianta cu Revoluție, indiferent, în primul rând că e o schimbare, deci principalul obiectiv, o revoluție trebuie să aibă documente programatice, programe, da, și le avem.
Și principala realizare a Revoluției, o schimbare radicală, deci înlăturarea domniilor orfanariote, există. E adevărat, se produce puțin mai târziu de la Revoluție, în 1923. Da, și să știți că unii istorici spun că este o schimbare colaterală fenomenului revoluționar sau fenomenul rebeliunii sau răscoalei lui Tudor sau Revoluției. De ce? Pentru că în alta poartă nu din cauza mișcărilor locale a luat aceste măsuri, ci din pricina faptului că a pierdut încrederea în fanarioți, în clasa grecească de boieri, care la rândul lor aveau aceeași revoluție, însuți sprijinită de mama Rusie și evident la 1920, la 1827 președintele Greciei, dacă nu mă înșel, este deja celebrul Capodistria. Da, e adevărat și acest lucru, dar pe de altă parte, cu siguranță, zguduirea care a provocat-o Tudor în 1821 a contribuit la urgentarea unei asemenea decizii din partea Imperiului Otoman. Și ar mai fi, să spunem așa, și o altă... un alt argument pe care în epocă noi ne raportăm ca de fiecare dată tot vorbeați de clasa de istorici, de intelectual care se năștea la Iași, vorbiți de cea din Țara Românească și să nu uităm că avem două referiri, una este a lui Nicolae Bălcescu, alta este a lui Mihail Cogălnicianu, care spun chiar ei că revoluționari, clasă, deci pașoptiștii, continuă pe un alt plan Revoluția începută în 1821 de Tudor Vladimirescu. Deci, da, în, cel puțin în epocă, a fost o revoluție. Așa a fost percepută de contemporani, cel puțin cei români. Mergând pe această idee, mergem pe varianta... Da, adică de asta, astea nu, sunt argumentele nu mele. Nu este vorba de o demitizare sau, cum să spun, o minimalizare a subiectului. Dar este vorba de faptul că noi trebuie să dăm o amploare și o consistență și prin angrenarea într-un sistem complex al relațiilor internaționale și să vedem care sunt jocurile de putere între marile puteri și cum s-a reușit să se manevreze în acest complicat joc de puteri. Joc care se manifestă și în prezent. Și atunci trebuie să ne gândim și să vedem că imediat următor, un pas următor după convenția de la Ackerman, așa Cetatea Albă, noi așa 1926, vedem care sunt tendințele Rusiei către centrul Europei, unde susținea Austria sau nu o susținea îndauna Prusiei. În extremul Orient, unde putea să deranjeze doar pe Anglia, cu care avea de dezbătut până la urmă doar o supremație navală și pe care o va pierde în urma conflictului din 1853-1856. Dar până atunci, Rusia reușește prin intervenția, inclusiv după Adrianopol, în sprijinirea Turciei în conflictul turco-egiptean, așa, reușește în 1833, la Unchiar Ischelesi, pur și simplu să transforme, după expresia istoricilor, Marea Neagră într-un lac rusesc. Deja este apogeul politicii ruse în Balcani. Ori această decădere se produce treptat după semnarea Convenției de la Londra în 1841 de navigație privind regimul navigației pe Dunăre și așa mai departe și conduce treptat după ce țarul Nicolae I declanșează, hotărăște invadarea Principatelor în 1853 și declanșează acest conflict cu implicare în 1854 și din partea austriacă și apoi a Sardiniei, a Piemontului și a participării la convenția de la tratatul de la Paris, a Prusiei și așa mai departe, a întregului spectru al marilor puteri europene. Acum trebuie văzut ce se întâmplă și din punct de vedere social și cum se propagă ideile Revoluției franceze, care sunt interesele din punct de vedere comercial
ale Franței și Angliei asupra Imperiului Otoman și asupra piețelor din Imperiul Otoman și de la gurile Dunării. Iată, astea toate trebuie luate în calcul atunci când vedem cum... Da, intrăm da. Într-o discuție foarte prețioasă, foarte sofisticată, specifică mai mult specialiștilor decât celor care, să zicem, cetățeanului simplu care se uită la o asemenea emisiune de istorie. Cu toate acestea, însă trebuie să știm, și probabil și Tudor, dacă n-ar fi fost această conjunctură nefavorabilă, și el a încercat la un moment dat, să ne uităm că Tudor se duce la Padeș, lansează proclamația făcută la Tismana sau unde era făcută, dar în același timp trimite ștafete la toate cele trei imperii. Ajunge în București, spune cine suntem noi, ce avem de făcut, din nou către marile așteaptă sprijinul Rusiei. Deci sunt foarte multe chestii de politică externă care mă face, extrapolând cumva, trecând peste timp, 22 decembrie 89, târziu după amiază, când noua putere, în frunte cu Ion Iliescu, se prezintă ambasadei Rusiei, Uniunii Sovietice, spunând cine suntem și ce vrem să facem și toate celelalte. Poate cumva trecem peste exact 1821-1889 din acest punct de vedere. Evident, acum nu mai există protectorat definit în tratate. Corect. Însă ați adus cumva discuția, am ajuns practic la momentul unirii principatelor, o altă sărbătoare care a fost marcată ieri atât la Iași, cum vorbeam, dar și în alte orașe, inclusiv la Târgu Jiu. Colegii mei au filmat prin gerul acela năprasnic de ieri evenimentul din fața prefecturii și o să invit și telespectatorii, ca și pe invitatul nostru, să vedem câteva minute de imagini, urmând să revenim cu o prezentare a Unirii Principatelor pentru telespectatorii noștri. Bun găsit, dragi telespectatori! Deși este frig, suntem în 24 ianuarie, așa că mergem afară, ne-am îmbrăcat bine și mergem afară în fața Palatului Administrativ, împreună cu conducerea și cu multă, multă lume, să sărbătorim Ziua Unirii. Bună ziua, domnule președinte! În fiecare an faceți asta, cu toate că e frig, cald, bună nu contează. Ziua. Este un eveniment de care niciodată românii nu trebuie să uite. Este un eveniment din viața noastră, când Cuza a unit principatele și a format statul modern român. Acest lucru îl organizăm anual, așa cum bine ziceați, dar astăzi, în condiții, zic eu, de iarnă autentică, de ger, ne-am pregătit împreună cu unitățile subordonate, cu primăria și Consiliul Local al Municipalului și a Prefectului să aniversăm pe măsură unirea principatelor române. Nu vom mai avea discursuri, vom lăsa să evocăm momentul cu tot ce s-a întâmplat la unire, încât sentimentul unirii să pătrundă prin ce vor face artiștii de la Dorina Gorjului, ce vor face actorii de la teatru Elvira Godeanu. După care se vor uni cu toți în Hora Unirii, așa cum se poartă și cum e normal să se întâmple, cum s-a întâmplat cu 157 de ani în urmă, așa că să urmărim. Manifestarea cultural-artistică organizată de Consiliul Județean Gorj, instituția prefectului, Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu a început cu un tedeum și un moment evocator. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, înaintea slavei tale căzând cu frică și cu cutremur, ca niște om nevrenici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile care s-au făcut asupra poporului român prin unirea lui într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milosivirea ai învrenicit, a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrenicește a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine, de către aproapele și cu toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Ura! Yeah!
în numele preasfintei trei și în fața țării mele, că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele Principatelor Unite, că voi fi credincios Constituției în textul și spiritul ei, că în toată domnia mea voi veghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând totodată prigonirea și ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit și pe cel ce m-a urât, neavând dinaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române. Trăiască Domnul Cuza! Trăiască Domnul Cuza! După ce au asistat la lecția de istorie, participanții s-au prins în Hora Unirii. Cine vino să te prinzi cu mine și la viață cu unire și la moarte cu frățire, unde-i unul nu-s putere, la necaz și la durere, unde-s doi puterea crește și dușmanul nu sporește. A urmat un program susținut de ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului. Programul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.
văzut ce s-a întâmplat ieri în piața, în piața din fața prefecturii. Și o primă, pe lângă evenimente care sunt organizate în fiecare an și sunt organizate bine, în general sunt evenimente importante, totuși lume destul de puțină. Să fi fost de vină doar frigul, e adevărat, destul de pătrunzător ieri. Sunt multe motive. În primul rând sunt factorii moderni, da? Unde totul este televizat, totul apare pe internet, este mai comod, mult mai lejer să vii în contact cu sau să vezi anumite realități doar butonând de acasă. Evident, asta este, după cum spuneam și acum câteva vreme, unul dintre, inclusiv dintre mari concurenți ai muzeului sau ai culturii de orice alt tip, pentru că asta este progresul, are și tehnica, are și el părțile lui negative. Da. Pe lângă asta, ca să nu încheiem discuția, poate că modul în care de aproape un sfert de secol, deci nu trebuie spus 25 de ani, un sfert de secol, că poate atunci șochează. Românii au învățat patriotismul altfel. Adică n-au învățat patriotismul. Nu, ne gândim și facem mereu referiri la Tudor sau la alți domnitori mari sau alți oameni mari de stat ai neamului nostru. Tudor definea altfel. Patrie se cheamă norodul, iar nu tagma jefuitorilor. Apropo de ce zicere extrem de filozofică până la urmă. Simplitatea dăinuiește peste timp, pentru că astea sunt realitățile și când vorbeam despre conjuncturi geopolitice, ele se reflectă peste timp și se reflectă și situații sociale și situații economice și așa mai departe. Și atunci cred că patriotismul n-a fost nici măcar pe departe cultivat, din contra am învățat să ne fie rușine, dacă spunem că suntem, dacă ești naționalist trebuie să-ți fie rușine sau poate să fie chiar incriminat din punct de vedere legal, pentru că naționalismul, Doamne păzește, ți aduce, nu spun xenofob, spun naționalist. Naționalismul, în definiția lui Constantin Rădulescu Motru, este chemarea de a îndeplini datoria către neam. Ori, iată, lucrurile astea nu s-au făcut nici prin cântarea imnului la școală, poate o să ne fie rușine să cântăm și imnul național, și nici prin alte metode de cultură simplă, de civilizație simplă. Americanul își educă noua generație sau copiii spunând, dovedești că ești patriot dacă arunci hârtiuța la coș sau așa mai departe. Ori lucrurile astea nu s-au întâmplat și ele au un efect din punct de vedere mental asupra populației. În timp. Da, acum mai este și o altă problemă. Vorbim de patriotism, încercăm o educație, dar oare mai facem noi educație patriotică? Și asta, în primul rând, revine școlii și școala nu mai are, să spunem, acele pârghii pe care le avea odată să facă educație patriotică. Pornind de la imnul, de la cântarea imnului, pe care știm ce generațiile noastre cum trebuia să înceapă cursurile, și până efectiv la ora de istorie, care este o cenușăreasă și apropo că e o întreagă discuție pe internet pe tema asta. Discutam zilele trecute la Bălești despre înființarea unui corp de panduri sau de armată națională în perioada lui Constantin Ipsilanti, tatălui Alexandru Ipsilanti, da? Și despre reacția aceasta sub oblătuirea Rusiei și despre reacția Turciei, care n-a reușit conform convenției pe 7 ani să mențină domnia și după 4 ani a fost înlăturat, ceea ce a constituit un nou motiv de război, pe lângă altele. Ori noi mai avem sau în ce măsură este reprezentată o armată națională sau poate fi reprezentativă pentru definirea conștiinței naționale? Spre exemplu, dar sunt și alte lucruri care sunt pilonii unei națiuni, învățământ, cultură,
economie. Ori bine, dacă astea nu le ai, atunci ce mai ai? Și interesul lui cui servește. Corect. E foarte bine, e foarte bine spus. O să prezint și câteva mesaje. Unul dintre ele sună așa. Vorbiți de două mari evenimente din istoria națională. Ce bine ar fi dacă ne-am amintit de fiecare dată de ce a însemnat istoria României. Spune cineva. Ștefan cel Mare spunea, vom fi ce am fost și mai mult decât atât. Da. Altcineva spune așa, mă bucur că la o televiziune locală vorbim despre istorie. Apropo de meeting-ul de ieri sau ce a fost, nu mai e nevoie de cuvinte. Acestea sunt două mesaje pe care le-am primit. Apropo de discuția pe seama orei de istorie, există o poziție destul de tranșantă pe noile planuri cadru, deci au ieșit mai multe manifeste, să spunem așa, mai multe scrisori deschise ale unui profesor universitar care atrag atenția că în timp ce în Franța și în alte țări occidentale istoria beneficiază în continuare de ore importante, noi practic scoatem istoria din școală, rămânem cu o singură oră și aceea nu mai este o istoria României, ci este o istorie generală. Integrată, așa cum se dorește să fie, da, și România. La un moment dat nu vom mai vorbi nici de Tudor, nici de Mihai Viteazul. De fapt, nu mai vorbim de marile personalități ale istoriei naționale. Și apropo de Gorj, cum ar fi să nu mai vorbim nici de Tudor, nici de Maghieru, nici de, până la Schilleru, apropo de cântec, Ecaterina Teodoroiu, Aretia Tătărescu, Gheorghe Tătărescu și mulți alții, ca să vorbim de câteva personalități gorjene de prin rang. În perioada exilului de după Revoluția de la 1848, există în arhive undeva o poezioară închinată de către Gheorghe Chițul, generalului Maghieru. Sărmane ezilate, consoală-te în tine, că în lume se află ezilat oricine. Câte milioane de exilați avem, domnule profesor? Da. Și atunci, cum mai construiești? Cât de lezneț este să construiești sau dimpotrivă să dărâmi? Folosind inclusiv mijloacele de informare în masă. Pentru că pe majoritatea mijloacelor de informare în masă, părere de rău, o spun, orice emisiune poate să apară, numai de cultură, nu. Și cele care mai erau au dispărut practic de la televiziune generaliste și mă gândesc aici la emisiunea lui Dan C. Mihăiescu de pe ProTV despre cărți și iată că a durat atât de mult. Iar cele care sunt puse la ore târzii, emisiunea Eugenie care, Vodă și așa, da, mai departe. În așa fel încât orice vine la îndemâna publicului și mai ales a publicului tânăr este nici măcar show. Nici măcar. Păi nu, ce avem noi, emisiuni de mondan, sunt de o calitate, a spune îndoielnică, suntem foarte blânzi. Dar apropo de istorie și întorcându-ne la marile evenimente, să tragem și concluziile, mai avem circa 2 minute. Am vorbit de două evenimente, ar fi multe de spus și istorie specializată, cum ați încercat la un moment dat să ne faceți o trecere în revistă. Cu ce rămân aceste evenimente? Dacă ar fi ca învățăminte, și acum vorbim cu profesorul, cu muzeograful, ce ar trebui să rețină tânăra generație din aceste, cu ce să rămână după aceste două mari evenimente care au contribuit la constituirea României mari? Ca să fiu foarte tranșant, domnule profesor, cred că dacă demitizăm toată istoria românilor și nu mai avem toate personajele istorice la care ne referim, atunci numai bine le scoatem și din muzee. Pentru că nu-și mai au rostul. Și atunci despre ce vorbim? Evident că lucrurile astea trebuie, au un grad de sfințenie. Și tocmai de aici raportarea. Pentru că dacă n-ai modele nici atunci și nici acum,
unde te mai ancorezi. Cea mai rafinată formă de control este aceea în care sau care te poate obișnui să te complaci. În nefericire, sunt adevăruri dure pe care le spuneți, dar cred că trebuie spuse și trebuie ca cei care se uită la noi, și numai la noi și la alte emisiuni, să conștientizeze aceste lucruri. Cu promisiunea, încercăm să vă obținem că mai veniți la astfel de emisiuni la ENSA TV. Vă mulțumim pentru prezența din această seară. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Rădăcini. Albinel Firescu, profesor doctor, șef de secție în cadrul Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu, a fost alături de noi. Mulțumim pentru atenție. La revedere!